Yo, salutare oameni buni și buni, bine v-am regăsit la un nou episod din serie mea la Blur. Nu uitați să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri la acest episod nou. Și de asemenea, nu uitați să vă abonați, apăsăm pe clopoțel pentru a vedea cele mai noi episoade din seriile voastre preferate. E foarte bine, fraților, că am făcut deja challenge-urile și stau liniștit, fără probleme. Acum putem în episodul de astăzi doar să facem curse. Și mai am ceva de făcut la elementul 6, dar ăla cred că e simplu. Conducem Skyline-ul, care are aderență, frate. Și începem în forță cu o cursă de asta nebună cu 18 concurenți. Hai să ne încomodăm. Hai să luăm și porțile, că nu stricăm. Tracer, nici n-am văzut-o pe aia. Ia de aici, hai. Sper că-ți place gustul de benzină, fraiere. Mamă, n-am prins nimic de acolo. M-a curentat Speedy Gonzales. Super drift. Ce vreți, mă, la o parte, hai. Rip. Mai luați de acolo câte ceva. Hai și înapoi. Am dat pe la urmă Revenge Shunt. Bun. Sunt 3 tururi, deci nu e așa wow faptul că suntem în față. A, firar, m-a păsat din greșeală. Up. Bă, tâmpitule, ce ne va face? De data asta facem ca la carte, ok? N-ai cum. Eu acum observ pe unde e. Deci cealaltă poartă e insane pusă. Ce te bași, mă? Ia uite, mă. Ia uite la el. O să-l prindem din urmă imediat. Lasă-mă să fac drift, firar. Țeacă. Rândul meu acum. Hei, priviți partea bună, măcar fiecare tur e destul de scurt. Cineva o să ia mina aia, eram sigur. Wrecking shot. E bine-s. Păstrez cutul ăsta pentru situații crâncine. Și de data asta nu mai dăm fail. Gata, s-a terminat. Ei, zic, dacă mi-l pun așa greu, gata, mă încurcă. Păi, îmi dai 3 tururi și mă obișnuiesc, ce naiba. Suntem profesioniști. Ce naiba. Ăla-i. Iarăși asta cu super drift-ul m-a nebunit. Că l-am făcut pe autopilot. Ah. Atât de aproape și totuși atât de departe. Stai că mi-atârnă portbagajul. Cui pe cui se scoate. Well, nu cred că a mai rămas nimeni acolo, deci prima cursă, prima victorie. Dar nu vreau să mă joc cu aceeași mașină. Ar fi prea ușor, nu? Hai să vedem ce mai avem pe aici. Hai să crească fanii. Vreau să deblochez următoarele mașini. Normal că checkpoint-ul e cel mai nasol. Dar jucăm cu Skyline, e aceeași mașină. Monaro Drift. Hai să joc un ăsta. O să fie super toxic, că face drift în ultimul hal. Dar râdeți de mine cum dau failuri. O să fie amuzant. Hai.
Ce bine se ține jocul. Valeu, mama. E belereu. Ca de obicei trebuie să luăm tic-tac-uri și nitro. Tic-tac-uri adică ceasuri. Duh. Wow, ce flex. Puteai să faci asta totuși la final. Mama, în ce hal face drift. Nu mai m-a jucat. Ceasul. Holy fuck. Măcar am luat time bonus, dar e jale. Nu se presupune că poți să controlezi așa ceva? Nici nu mă chinui, bro. Să le fac, e insane. Și mai am și viteză de-asta. Da, dă-o cu noi dacă poți. What the fuck? Păi spun că merge și așa. Și nitro te aduce pe calea cea bună. Hai mă că e bine, cred că ne descurcăm. Deși astea primele 4 checkpoint-uri au fost groaznice. Stop. Și să mă obișnuiesc cu mașina asta, vai de capul meu. Hai, ușor, ușor, până ne vin dracii. Și băgăm nitro. Ceva normal. Ieșim în decor puțin. Facem cunoștință cu țărâna. Frumos, elegant, cât de cât. Hai, 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 hai. Ăla-i. Stop! Mamă, nu vine să cred că am fost ascultat de mașină. Încă 5 checkpoint-uri, frate. Scade timpul. Bă, dacă pot cu mașina asta, pot cu orice mașină. Și aparent ar trebui să fie OP, nu? Cred că o scoate top speed-ul. Cred că are top speed mare. Și asta o scoate bine. Oh, ne-am ținut pe traseu, e bine. Este în forță atunci. Oh, ok, stai că zbor iarăși. Aterizare eșuată. Hai, luăm toți stâlpii în primire. Ce să mai faci acum? Oh, nu! Măcar ne înțelegem bine cu ceasul. Și totuși, aș putea să bag spring ca să ne dea gold. Dar nu mai pasă de bușituri acum. Hai, hai, hai. Aia ziceam, ne-a dat... A, ne-a dat gold. Bă, e bine. Agentul 007, hai, Mount Haruna, s-a simțit așa o leacă de carbon. Hai, dă-ne următorul level, de extraction, ăstea îmi plac, ăstea sunt chiar tari. Lyrics, bla bla bla, și Navara, what the fuck, asta e navă spațială sau mașină de teren? Căruță în spațiu, prefer. Ok, cam un loading. Hai să vedem ce mașini distrugem astăzi cu acest camion. Damn, poți să faci trafic cu persoane în asta. La cât de mult loc are în spate. Glume proaste, știu.
Dar e ok. Dacă bagi disclaimer, nu așa funcționează YouTube-ul. Adică, imaginează să mai spui ceva serios pe YouTube, what the fuck, sau în general pe net. Mi se pare stupid, bro. Ai o părere o ții pentru tine. Că imediat îți iei cancel. Așa că nu poți să riști, nu știu cum e în România, dar în afară e jale. Chiar e jale. Și începe ușor, ușor și la noi. Bă, chiar n-am nimerit nimic, ce naiba. Aoleu. Da, ne-a lăsat un cadou el, mă, foarte drăguț. Shit, 10 secunde, oh my god. Nu, așteptați-ne. Așteptați-ne și pe noi. Da, ne-am dus, dracu. Hai să dau restart. Păi, dar mă și miram cu mașina asta, mă, să facem ceva. Ha, direct la fiare vechi? Nu, glumesc. Cu orice mașină se poate face ceva, dar... Na, m-am luat eu cu cancel culture. Nu, pe bune, e super toxic. Trebuie să învățăm să fim mai obiective, așa. Hai că am apucat să prind fulgerele. Auci. Unul de la distanță, așa. Tirer. Oh, haide, frate. Păi ce ai făcut cu bobiță? Nu prea le prinde din urmă. E cam trist. De-abia acum ar trebui, teoretic. Trebuie să te obișnuiești să tragi de la distanță. Hai de capă. Ok, mai am două. Se poate face ceva aici. La o parte. Bă. Ne descurcăm mai bine decât mai devreme, clar. Evident. A încercat să lase un cadou pentru mine. Dar n-am luat bait-ul. Crești și punctele acolo. Să vină fanii. Am cam neglijat seria asta, sincer. Dar vreau să o termin. În forță, așa. Mai avem câteva episoade. Ca apoi să încep NFS Underground 3, adică... Na, carbon. Nu. Glumesc. No, o să ne apucăm de carbon. Holy shit, nu vine să cred că am luat ceva. Ho-ho, triple kill. Combo. Mișto. Nu mai contează altceva. Mamă, și vedeți cum ne-au dat 19 secunde? E imens timpul ăsta, 19 secunde.
Oare aici se sfârșește povestea noastră? Probabil că nu. Mai avem ceva? Da, la anime reală, recunosc. Da, nu cred că merge să le distrug așa. În aer! Este, mă. 200 de puncte. 207. Next. Nu mai mă interesează nimic altceva decât challenge-urile și în sfârșit un level up. OMG. Și ce mi-a, ce mi-a dat? X5 mi-a dat. Ca grei ăia mari. Cred că se referă la eventul 6. O să jucăm cu... Vai. Cu Skyline, nu cam încredere în el. Dar nu mai știu ce ne cerea. Stai puțin. Fuck, am uitat ce ne cerea. Nu. Bun, am înțeles, cursa epică, da, da, da. Stai puțin. Stai un moment. Vreau să văd ce ne cere. Win event in Harumi Car. Păi și care e, că nu mai știu. Harumi, gata, asta am văzut-o. E fix Skyline-ul, deci e bine. Nu știu ce e așa, wow, că e o mașină bună. Foarte, foarte tare. Pe plajă, frumos. Ce mașinile n-au voie să facă plajă. Ok, boom. Nu știu ce am făcut, dar cred că de bine. Cam mare viteza. Sunt 20 de mașini. Jocul meu preferat, legit. Nitro Overtake, easy. Și pe asta am făcut-o. Asta e cu porțile, să avem grijă. Hai că acum e mai lejer. E primul tur. Realizabil. Ok, la asta nu mă așteptam. Gata, bobiță, am făcut și porții, am făcut și challenge-urile. Mai am să câștig cursa. Drift, bolt, hit. Prea multe cere de la mine. N-am intrat încă în al doilea tur. Damn. E gigantic. Let's wish it. Gata, acum. Ăsta e momentul. Are you not entertained? Dau și-o toate chestii posibile și imposibile. Sunt mortul că am reușit. M-a făcut o leagă. Gata, vin scurtătura pe aici. Cum ne place nouă. Nu mă dovedesc pe mine câteva fulgere. Gata. Easy, cursă câștigată.
Fa, vreau să termin cu spatele, dar am uitat că nu mă lasă jocul. Dacă te oprești prea mult, îți dă restart. Era Caterinca și trist în același timp să pierdem cursa. Doar că m-am jucat eu prea mult. Viper, dă-mi asta. One on one. Tokyo. This is Carver's one on one. Ah. He's reckless and he will... Și Carver are Viper. Logic. Bun, Carver, păi hai. Hai să-i dăm biceps. Fie ca cea mai bună viperă să câștige. Dodge Viper, un clasic. Două ture. Frumos. Flex. Mamă. Ce șmechere au devenit lamele de la gilet? Mișto se conduc. Pum. Ramped. What the fuck? Ai vrea-to? Panica asta. Mamă, ce jegos. Și l-a păstrat. Își păstrează puterile, nu e așa de idiot cum credeam. Medic. Băi, câte de-astea are? Pa picioare, Daniel. A avut două la rând. Ești nebun. Gata. M-am rupt singur. În două. Mamă, Carver e dat naibii. Shit. Și e turul cam scurt. Hai că măcar l-am nimerit. L-am și speriat să nu mai ia nitru și gata. M-am întors. Ia uite, bă, al naibii ninja, alău. M-a făcut. Rândul meu acum, hai. Se joacă dur aici. Mi-a reparat mașina, perfect. Aici e un pic mai nașpa. Doar un pic. Hai că avem acum și de ofensivă și de defensivă. Ce ne poftește inima? Doar să-l batem. Gata, l-am bătut pe Carver, i-am furat mașina. Haide. Let's go. O să-mi distrug urechea acum cu un cutscene de la Planau. Da, m-am prins, i-am furat mașina. Congratulations. Carver took the risks, but you took the reward. His wheels and mod are now yours. Pam pam pam. Clear the path ahead by firing a rift of energy. Da, culmea e că nu folosesc niciodată asta. Și suntem la ultimul event. Stay above. What? Pare greu. Entire lap, land 15, mine 20. Ok, hai să fac prima cursă. Doar așa ca să pot să-mi fac challenge-urile înainte de episod. Și după aia o să terminăm în forță. Cel mai ok așa. LA Downtown. Ca să mai rămână un singur episod sau ceva de genul. Gilet în acțiune. N-am fost eu.
forward mine. Perfect, merge și așa. A luat-o în primire. Bă, băiatule, stai așa. Fii atent aici că nu e așa simplu cu challenge-urile alea tâmpite. Bun. Așa da. Mă ajuns deja pe primul loc, wow. Nu cred că asta e cursa potrivită să ții peste 120 de mile la oră. Grazie mille. Grazie mie. O să fiu puțin toxic. Mă uit pe hartă. Hai, let's go. O să ne uităm și la sfârșit să vedem câte am făcut. Dar vreau să-i mai minez, god damn it. Pleacă-mă de aici. Boom. Can't touch this. Ok, o să ne bubuie mașina, e clar. Reparat ceva. Oh, nu. Reparați-ne mașina. Ajutor. Get shrekt. Ok, chiar insane treaba asta. Chiar foarte insane. Și bine că mi-l dă acum. Ok. Hai să ne menținem cu 120 la oră. Multă baftă mie. Deja am pierdut. Frate, challenge-ul ăla mi se pare incredibil. Sincer. Hai măcar să câștig în cursă. Boys. Oh shit. A mers. Nu-mi vine să cred. Dă-i-n pana mea de fan, vreau să câștig. Gata. Locul 1. Și la final să vedem câte am făcut. 10. Bă, e bine. Dar doar 2 din alea 20. Complete first in all 6 events. Deci trebuie să le câștigăm pe toate. Da, sună bine, sună bine. Bun, fraților, păi cam asta a fost cu episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Nu uitați like, comment, share și subscribe și ne auzim data viitoare. Până atunci, tot ce bune. Pa, pa!